Dragi colegi primari, vă spun dragi colegi cu mult respect pentru că sunteți colegii mei, de ceva vreme am înregistrat mai multe plângeri, ca să le spun așa, și mai multe semnale din direcția accesului la alimentare cu gaze ale populației. Înțeleg că în zona dumneavoastră, pe această frumoasă Valea Topologului, problema este mult mai acută și l-am aici pe Ionel Vlădulescu, primarul de Budești, care devine unul dintre cei mai bogați, să zic așa, primari din județul Vâlcea, întrucât pe zona Budești se dezvoltă o altă platformă industrială. Vorbim despre Foresia, care a dezvoltat foarte mult acolo, și despre alte societăți care deja se află pe teritoriul localității. Și atunci trebuie să asigurăm. Am rezolvat, grație guvernului, pe PNDL și se va face alimentare cu, se va face canalizare, rețea de canalizare pentru cei de la Foresia și pentru toți și de acolo, plus pentru cetățeni, și e foarte bine. Numai că trebuie să începem să discutăm serios despre racordarea la gaze atâta populației, dar și a agenților economici. Pentru asta ne-am întâlnit astăzi aici și vă mulțumesc că aș vrea din fiecare localitate să discutăm și să vedem la ce concluzie ajungem. La întâlnirea noastră participă deputatul PSD, Ovidiu Ștefan Popa, pentru că el este cel care a mers la Ministerul Energiei, la ministru, la secretarul de stat, sesizat fiind de dumneavoastră, de domnul primar de la Budești în special. Și pentru că tot mi-a adus la cunoștință că se ocupă de această problemă domnul deputat, l-am invitat și am solicitat să fie de acord să ne vedem toți aici. Să văd cu ce vă pot ajuta și eu în calitate de președinte al Consiliului Județean. Și vă mulțumesc că ați venit.